Nu o să uit niciodată pe la kilometru 35, un om de origine asiatică, clar 80+, plus, a trecut pe lângă mine fluierând, el a foarte constant <laughs> și m-a depășit cu atâta nonșalanță și cred că toate situațiile grele în care ne obligăm noi să fim din când în când ne clădesc caracterul și ne ajută să facem lucrurile pe care altfel poate nu le-am face. 200.000 de km este de 5 ore în conjurul planetei, în, 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 31 de zile, doar de alergător român. Eu am făcut 3-2 în sport dintr-un singur motiv. I was the f eram băiatul gras care s-a apucat de sport și m-am simțit rejectat sau privit foarte ciudat sau judecat pentru că făceam asta. Cred că am alergat cam 33 34000 de km de kilometri până acum. Și mi-am dat seama că, de fapt, singura cale către succes este să te ții de treabă decent, când alții se vor lăsa de treabă sau mm -hmm. vor abandona. Nu trebuie să fii extraordinar în ceea ce faci. Așa cum ne spălăm pe dinți, așa trebuie să și alergăm. De ce, ce aș alerga 100 de kilometri? <laughs> Bine ați revenit la podcastul Green Report despre sport și sustenabilitate. Astăzi vorbim cu Radu Restivan. Mă bucur foarte tare că ai acceptat invitația noastră, nu numai pentru că suntem parteneri în ale podcastului și ale pasiunii pentru mișcare, în general, într-o lume care, din nefericire, suferă de obezitate infantilă și obezitate în general. A vorbi despre acest lucru este extrem de important pentru noi, dar și în contextul în care schimbările climatice, de fapt, criza climatică, afectează extrem de mult viața sportivilor și alergătorilor în cazul tău. Bine ai venit, Radu, la noi la podcast. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici și mă bucur că putem vorbi despre niște lucruri pe care le consider foarte importante în societatea în care trăim. Societate care are nevoie de un imbold atât pe partea de sport cât și pe partea de sustenabilitate, că sunt două subiecte care ne pot schimba și nouă viața, dar mai ales generațiilor care vin. Și cred asta este și mai important. Dar tu nu ești un sportiv de performanță sau nu asta cariera ta. Cum ai ajuns aici? Azi vine două, trei cuvinte despre tine. Păi, pe scurt, mă mâncasem pe mine odată, ceea ce nu e neapărat rău, că foarte mulți oameni sunt în zona de obezitate în România. Acum vreo 10 ani că m-am apucat de sport în mod constant, eram peste 0,1 tone, 0,11 tone. Dar e o realitate. Când am, când am reușit să pun treaba asta în... Niciodată m-am gândit că cineva să-și prezintă greutatea în tone, așa că mi se pare interesant. Păi, da, era o perspectivă pot. corectă. Corect, da. Sigur, acum am 0,08 tone, dar chiar și așa era destul de mult și îmi îngreuna viața de zi cu zi și am mai avut o, o relație cu sportul care a fost foarte des cu ups and downs, cu momente în care m-am apucat și am făcut foarte mult, Um, am slăbit și după aceea m-am îngreșat mai mult decât am slăbit, pentru că în goana asta, după rezultate foarte rapide, uh -huh. uh, mintea noastră deseori ne sabotează și ne obligă să facem lucruri extrem de grele într-un timp foarte scurt pentru a vedea rezultate palpabile repede. Un fel de sprinturi nesustenabile, de exact. fapt. Exact. Exact. Și m-am apucat să alerg, am zis hai să alerg și eu un maraton. De ce? De ce s-a venit ideea de a alerga? Prea să faci alte sporturi, să te apuci de fiare, să te apuci de eu știu ce alte sporturi. De ce alergat? Mi s-a părut interesantă ideea de a alerga un maraton într-o zi okay. și, de fapt, cel mai greu lucru mi se părea să mă țin de sport. Pentru că a te ține de sport este mult mai greu decât a te apuca de sport. Okay. Și uh, trăisem de atât de multe ori uh, 100 de kg, 80 de kg, 110 kg, 90 de kg, după care era și 100. Și e foarte greu jocul ăsta psihic în care um, îți schimbi hainele. Ai fost uh, 38, 40 la blugi, la bărbați și cobor la 32, 34 și te simți atât de bine cu hainele alea pe care le ai și după aceea îți dai seama că ai renunțat la hainele care uh, erau, erau mari, mari, mari deja. și îți trebuie din nou. Și momentul în care te duci și îți cumperi haine mari din nou este atât de greu și de apăsător pentru că îți, dă seama, îți dai seama în momentul respectiv că pe lângă faptul că mintea noastră ne face să renunțăm la lucrurile pe care nu le considerăm bune pentru noi mm -hmm. la un moment dat. Să le aruncăm, să scăpăm de ele, să le dăm, să le donăm. Și când îți dai seama că tu de fapt devii un consumator interzi. recurent de produse plus size, ceea ce e și o realitate. Mulți oameni fac asta și nu e neapărat ceva rău. Dar faptul că îmi cumpăram din nou haine e foarte dureros și nu e deloc sustenabil, adică mai bine le păstram. Dar mintea îți spune nu le păstra pentru că nu o să te mai întorci niciodată la greutatea la care ai fost. Și după aceea tu te întorci unde ai fost și îți dai seama că hainele nu le mai ai. Și un eșec personal uriaș uriaș. Și de ce ajungeai înapoi în, această, în acest yo-yo efect, cum se spune? Pentru că căzusem în plasa, probabil cea mai simplă pentru oameni, de a căuta rezultate super rapide. Și în momentul în care mi-am dat seama că, de fapt, rezultatele pe termen lung se văd când faci chestii în mod constant. Și mi-am zis, hai să mă apuc de alergat și să mă țin de alergat, de -aia obiectivul maratonului, că acolo ca să ajungi să o... poți să alergești, trebuie să te organizezi, să ai Sigur. un program. Bine, cred că maratonul am alergat la 7-8 luni după ce m-am apucat de alergat. Uh -huh. Dintr-o serie complet absurdă de întâmplări. M-am dus la, mara la Budapesta să alerg 30 de kilometri, făcuse în 21 înainte și oricum eram distrus după 21 de kilometri. M-am dus la Budapesta să alerg 30 de kilometri. Cred că după ce am alergat prima oară un semi-maraton la București în toamna lui 2014 și o săptămână mai târziu m-am dus la Budapest, am scris la cursa de 30 de kilometri și acolo la înscriere mă întreabă un individ de la um, zona de înscriere mm -hmm. unde îți dau numărul de concurs, un tricou, patru geluri și două sucuri <laughs> și zice I see that you're from Romania, so you came all the way from Romania just to run 30 kilometers, why don't you run the 42 if you're here? Și normal, ce să zic, omul? am făcut drumul până aici, hai să mă mut. M-am mutat ei gratuit atunci la cursa de 42 de kilometri și nu o să uit niciodată pe la kilometru 35, un om de origine asiatică, clar 80+, plus, a trecut pe lângă mine fluierând, el a alergat foarte constant <laughs> și m-a depășit cu atâta nonșalanță și l-am apreciat atât de mult pentru că mi-am dat seama că eu eram un individ de, nu știu, nu cred că aveam 30 de ani atunci, 27-26 de ani, nu mai țin minte, m-a depășit un om de 80+, plus, care alergat repede, dar alerga constant. Și mi-am dat seama că genul acesta de imagine aș vrea să mă proiectez și eu cu viitorul meu. Și ai găsit muza în într-un domn asiatic care alerga mediocru la 80 și ceva de ani pentru că să poți să alergi un maraton la 80 și ceva de ani este un lucru fantastic. Și să poți să-l depășești pe un fraier de sub 30 de ani care horcă e acolo și crede că e cea mai grea zi din viața lui, a fost o lecție fantastică pentru mine și mi-am dat seama, nu știu, chinez, japonez, habar n-am ce era. M-a inspirat atât de mult omul respectiv pentru că mi-am dat seama că asta îmi doresc și eu să fac. Să fiu omul ăla care poate să facă ceva constant. Și alergatul m-a ajutat un arc peste timp să fac foarte repede. Acum m-am uitat astăzi pe statisticile de alergare înainte să vin aici, în caz că ajungem la această discuție. <laughs> cred că am alergat cam 33-34 de mii de kilometri până acum, în 10 ani. Oh, wow, e ceva. Mult puțin nu contează, dar m-am ținut de treabă. Care n-aș fi zis niciodată că o să fiu în stare să alerg o mie de kilometri într a determinat. Ok, în afară nu vreau să mă întorc înapoi la un oversize, mm -hmm. da? Vreau să-mi dovedesc mie că pot. Am făcut primul maraton, gata, pot să zic, pot să o iau mai încet acum. Dar totuși vorbești 2014, spui că ai fost la primul semi-maraton în București și de acolo ai alergat 33.000 de kilometri. De ce? Adică ce? Care a fost trigger-ul ăla? Ok, cel mai greu lucru este să te ții de treabă, Instanța. și m-a ajutat foarte mult, și din punct de vedere profesional, și din punct de vedere business. În 2018, mi-am început propriul meu business. Business după ce am lucrat foarte mult în industria de advertising și comunicare sportivă, și mi-am dat seama că, de fapt, singura cale către succes este să te ții de treabă decent când alții se vor lăsa de treabă sau vor uh -huh. abandona. Nu trebuie să fii extraordinar în ceea ce faci, nu trebuie să, să fii fi cel mai bun și cu siguranță eu sunt convins despre mine că nu o să fiu cel mai bun businessman niciodată, cel mai bun alergător, dar foarte mulți oameni se lasă. Foarte mulți oameni când dau de greu pun un pic de pauză sau se văd cu medalia la gât și zic am terminat maratonul. Păi, două și totuși noi. când trebuie să te odihnești să pui o pauză din când în când? Că nu poți să fii non-stop în performanță Păi nu e performanță, asta zic. Este pur și simplu o constanță. Eu, de exemplu, acum... Îmi Așa cum ne spălăm pe dinți. Așa trebuie să și Fix. fix. Okay. Acum, în momentul ăsta al vieții în care am și un copil și uh, viața s-a aglomerat și mai mult și cu business și cu familie, mă bucur foarte tare că dimineața, între șase jumate și șapte, pot să ies să fac o tură de parc cu cățelul. Este și mișcarea cățelului, care e foarte importantă, că altfel cățelul ar, ar sta în apartament Absolut. aproape toată ziua. E un cățel de apartament, un cățel de București uh, și îmi dau seama că e important și pentru cățel și e important pentru mine să-mi dau seama că nu trebuie să alerg repede sau mult sau bine ca să fiu fericit de faptul că mă țin de treabă. Și m-am mai dat seama de o chestie că sportul în general este una dintre cele mai bune metode de a ne controla noi frustrările și lucrurile dificile pe care le trăim în viață. Că toți avem o serie de challenge de momente dificile, de momente în care simțim că nu mai putem, și deseori mi s-a întâmplat să alerg 4 sau 5 km, ceea ce e puțin pentru oameni care alergă uh -huh. mult, într-o viteză extrem de scăzută și fără niciun, fără niciun fel de performanță și să-mi dau seama la final că e important că am făcut asta că sunt pe picioarele mele și pot să fac asta. Acest sfat a dat celor care alergă, să zicem, da, și uh, au o constanță. Dar după aia plec în concediu și, domne, sunt 40 de grade, am dormit pe insulă, n-am chef să alerg acum, a fi foarte frumos, dar nu vreau să mă trezesc la jumate când temperatura ar fi decentă și la ora 11 nu mă apuc eu să alerg, că sunt în vacanță, nu? Și când mă întorc din concediu, uf, mi e greu să mă reapuc. Sau am făcut o petrecere și nu am fost să mă trezesc dimineața. Sau este foarte cald. Tot timpul scuzele astea care le găsim. Cum fac să am totuși, oricum, cu toții spui, avem momente, cred, domne, nu știu ce, prin avionul, am nu știu ce deadline. Tot timpul găsim alte priorități. Mi se pare că e o linie foarte fină între a găsi um, un echilibru real și între a fi un overachiever. Pentru că, de fapt, un echilibru real este să poți alergi, nu știu, 52 de săptămâni pe an, de Două ori pe săptămână, e ceva super constant. Dacă decizi ca șapte zile de vacanță să bei și să stai pe plajă pentru că îți dorești o pauză și pentru că corpul tău îți spune ia o pauză, ia pauza aia. Adică mi se pare important pentru oameni să știe când să-și asculte corpul, pentru că corpul nostru este de departe cel mai bun indicator al stării de oboseală, al stresului și dacă corpul ne spune stai, ar fi bine să stăm. Dar P să nu cădem în zona de lene în care... Păi aici vreau să ajungă. Totuși ai un podcast despre sport și mental health și ajung la zona mentală, până ajung la cea de sustenabilitate și de mediu pe care o avem noi aici, da? Cum, cum reușesc să am acel dialog intern în care spun ok, ai avut vacanță, a fost ok, ridică-te din pași și du-te până de și alergă, fătura asta. Mie mi se pare că fiecare alergare făcută într-un context nefavorabil, cum la momentul înregistrării podcastului afară sunt 37 de grade, se simt probabil 40. Uh -huh. Cum iarna sunt zile de 4 grade și burniță sau de minus Is. 11 grade și frig de nu se deschide ușa de la bloc. Și totuși, cred că toate situațiile grele în care ne obligăm noi să fim din când în când ne clădesc caracterul și ne ajută să facem lucrurile pe care altfel poate nu le-am face vorbesc de constanță în ceea ce facem la muncă, în respectarea deadline-urilor, în respectarea partenerilor și a colegilor și în momentul în care reușești să-ți impui respectul ăsta în viața ta, reușești să respecti mai mult și ceea ce se întâmplă Cum în jurul tău. Cum puteți aduce în partea asta în zona de educație și de copii? Că până la urmă am început podcastul cu acea statistică a Organizației Mondiale a Sănătății legată de obezitatea infantilă, dar nici la adulți nu este puțin diferit. Statisticile și prognozele pentru 2050 sunt și mai în sumbre, peste 27% din copiii de până în 14 ani ar suferi de această boală, o spun boală pentru că ea duce la degenerări fizice și mentale, de cum te simți la un moment dat. Sigur, unii sunt cazuistică medicală, acolo e altceva și altă, pur și simplu de comportament și de educație. Facem, nu facem sport? Iată, uite cât de puține stadioane de sport sau săl de sport am deschis iară către școli sau cât de puțin se face în școală sport. Da? Pe, de -o parte, pe de altă parte mâncăm mult și prost. Foarte prost. Aici mi se pare o discuție foarte interesantă că spunem: copiii se uită la influencer care sunt nocivi și nu inspiră să facă sport. Dar dacă stăm și ne gândim cu adevărat cine sunt cei mai mari influenceri în viețile copiilor: părinții, bineînțeles. Exact. exact. Dacă asta nu părinții... mai până la vreo 5-6 ani, după care încep să se uite la în exterior. Sigur, dar până la 5-6 ani sau în momentul în care părinții sunt cu adevărat influenceri în viețile lor, dacă părinții ar fi acel exemplu de. Mă, eu ies de două ori pe săptămână și alerg 3 km sau mă duc cu bicicleta 20 de kilometri pe săptămână. Ceea ce e puțin, dar e mult mai mult decât nimic. Și dacă inspiră copilului această dragoste pentru sport făcut cu drag, nu neapărat pentru performanță, nu neapărat pentru o carieră în sport, dacă părinții reușesc prin dragostea lor pentru sport să transmită chestia asta către generația care vine, se pot schimba lucrurile fantastic. Problema deci e că să, părinții nu fac sport și nu de, le place sportul. Deci trebuie să vedeți, pe dragoste de pentru sport, este nevoia de a face sport. Adică nevoia de a-ți mișca corpul, de a avea un echilibru între zona noastră extrem de sedentară, suferim cu toți de sedentarism, da, birourile noastre nu m joburile sunt, stat cu calculatorul în față, da, și stat. Acum mai vorbim de aceste birouri moderne în care mai stai în picioare, mai lucrezi, după aceea te mai așezi la același birou. Adică încercăm să băgăm tehnologie și să băgăm de diversitate. Dar realitatea este că ne mișcăm mult prea puțin. Avem standarde că trebuie să facem 10.000 de pași, după care vin alții și spun 10.000 pentru unii puțin, pentru altul fi prea mult, dar să avem acolo un ordin de mărime. Și dacă ne uităm ce se întâmplă, realitatea arată puțin diferit. Ce trebuie să se întâmple la nivel societal, astfel în încât să punem semințele corecte pe lângă părinți care da, totuși unde vine școala și unde vine autoritatea și spune ok, trebuie să facem școli de sport, trebuie să facem terenuri de sport, să facem tot felul de lucruri pentru a încuraja copiii să facă mișcare. Aici mi se pare o discuție foarte amplă și în același timp foarte interesantă Pentru că uh, anumite sporturi au nevoie de playground Nu știu, uh -huh. vorbim de fotbal e Foarte greu să mai joci fotbal în spatele blocului Generația noastră a jucat fotbal în spatele blocului Nu este foarte ei. greu, acum sunt mașini în locul de parcare exact. Unde noi jucam Erau fotbal, pentru că acum nu mai e loc de mașini Era teren viran și asta jucam vorba. fotbal în spatele Dingo. blocului Care nu era, nu era nici safe, nu era nici mișto Dar îți crea o comunitate Și comunitatea aia îți aduce întotdeauna oameni alături Sportul are această putere fantastică de a crea comunități. Și asta mi-am dorit cu 3 2 sport să facem o comunitate în care absolut oricine să se simtă binevenit. Avantajul running versus alte sporturi e că îl poți face literalmente oriunde. Poți să-l faci și pe Bulevardul Ștefan cel Mare, poți să-l faci și pe Dimitrie Cantemir, și la victorie, și în parc, și pe munte, și așa mai departe. Important este să existe niște comunități sportive în care oamenii să poată veni în mod constant și care să le ofere un sens of belonging, un sentiment de apartenență oamenilor. Zim puțin ce înseamnă, de fapt, comunitatea voastră. Adică, de, care în ce constă, de fapt? Cum vă organizați, ce da. are un membru ca un beneficiu, ce trebuie să dea, ce să primească? Negru pe alb, 3D un sport înseamnă acum, la. Aproape 10 ani de existență, peste 100 de alergări în fiecare an gratuite, oferite către oameni. Cu un ecosistem în spate de echipă de organizare, de sponsori și parteneri, astfel încât 52 de săptămâni pe an noi să încercăm să oferim motivația oamenilor să se țină de running și să le dăm un spațiu safe în care ei să vină în mod constant, indiferent de locul social în care se află. Adică vin oameni care n-au joburi până la ceo din CEOs din companii și decision making în, în, societate. Și mi se pare că e foarte important ca sportul să fie cu adevărat democratic, astfel încât absolut toată lumea să vină și atâta timp cât transpiri și te chinui, ești de-al nostru. Pentru că nu este nimănui ușor. Adică nu-ți Dacă nu la... transpiri, like pleacă de aici. <laughs> nu, în sensul în care dacă pui niște efort în ceea ce faci, de lumea înțeles. va trebui să te aprecieze. Deci voi alergați împreună. Da, alergăm împreună, nu lăsăm pe nimeni în urmă. Alergăm în fiecare marți seara la 7.30 din 2015. Și Unde acum, vă întâlniți? Statuia Charles de Gaulle din Herastrow. Și Numără. cât e tura? 3, 7 sau 10 km. 3 pentru începători, 7 pentru intermediar și 10 pentru avansați. Și le spui aici, puteți să vă opriți? Sau cum știu ei deja? Avem oameni care se ocupă, de exemplu Ergo, care e un prieten foarte bun, ține cu tura de 3 km. Deși e un alergător foarte bun, stă cu începătorii și se asigură că nu rămâne nimeni în urmă. La 3 km vin cei care se și opresc de multe ori, mai merg, mai fac o poză, mai... Și e important să le, să le spunem oamenilor că, indiferent dacă au alergat sau nu au alergat niciodată, pot veni să alerge cu noi 3 km, care îi faci în mers, îi facem 20-20 Deci, eu în aș putea să-mi pun atât și în picioare și să vin marți la ora 7 Acela. la statuie și să zic că, ok, nu vă cunosc, nu sunt în comunitatea voastră, may I run, may I join da, the run. Fix asta e și ideea. Să fie un happening social și majoritatea oamenilor care au venit să alerge alături de noi, ne-au văzut at some point alergând. Și au întrebat, pot să vin și eu? Da, pot să vin și tu. N-am alergat niciodată. Fix, Toma, da, da, să vii. Cât acum? Uh, la nivel local, vreo 2000-3000 în București și la nivel național, că am lansat și o aplicație acum în care alergatul se numește. În fiecare lună punem un challenge pentru toți alergătorii din România. Okay. We give running a purpose. Și dacă în fiecare lună atingem challenge-ul respectiv, convingem branduri să dea bancă către ONG-uri. De un exemplu. Uh, luna asta. Luna, uh, luna trecută, tocmai încheiat, am pus, um, ca să vorbim de cifre concrete, concrete. am Așa. pus target 200.000 de kilometri pentru toți alergătorii din România. 200.000 de kilometri. De Prin pen... aplicația voastră monitorizație. Da. Okay. De pe 1 mai până pe 30, 31 mai. Uh -huh. Pe 31 mai, la ora 6 după amiaza, erau 195.000-196.000. Și a zis, hello! Am deci, toată comunitatea, la nivel național, oameni s-au mobilizat să alerge sau să meargă, că poți să și mergi, dar focusul e pe alergare. Oamenii s-au mobilizat să alerge și la 10-11 noapte oamenii ieșau să alerge să atingem targetul și la 23-30. Eram în mașină spre Brașov, m-am oprit din mașină să postez un dans al bucuriei pe care l-am filmat cu 10 ore înainte și care speram <laughs> să postez... că o să fie bine. Speram să se întâmple, dar s-a întâmplat cu 30 de minute înainte de ora 12 și s-au strâns 200 de mii, 190 de kilometri, o nebunie. Excelent. 200.000 200 de mii de kilometri de 5 ore în conjurul planetei, în, 31 de zile, doar de alergători români. Și sunt vreo 3500 de oameni momentan în aplicație, dar vor fi 10-20 de mii în curând. Ce-au ce Care câșt, a fost cauza pentru că cauza azi, au alergat? Uh, cauza a fost sponsorizată de, pot să zic, branduri nu? De Persil, eu. Henkel, uh -huh. care au donat 200.000 de spălări gratuite către Curcea Roșie Română. Detergent pentru 200.000 de spălări gratuite. Practic, oamenii, noi nu vrem să le dăm oamenilor premii, că oricine ar alerga pentru un premiu. Noi vrem să le dăm un purpose, un scop pentru uh -huh. care să alerge. Și sloganul aplicației e endorfine pentru bine. Când îți faci tu ție bine, primești endorfine pentru tine. Și Dacă... cum căutați voi cauzele astea? Vin bandurile către voi sau voi mergeți către și Spuneți, uite, noi facem asta, hai să căutăm o cauză pentru care am putea? It's sau am lansat-o de, patru luni, de trei luni nu, patru luni încheiate de aplicație, it's commando, încercăm toate variantele. E la început și recrutăm oameni și căutăm branduri și brandurile vin la noi și cauzele vin la noi. Încercăm să facem un mix and match între viziunea noastră asupra societății, aceea de a aduce beneficii pe partea de uh, comunitate prin sănătate, mediu și educație, și să aducem branduri care vor să se ducă în zonele. Zona de incluziune, într-o formă sau alta, fără doar astea, și porca? poate everybody is entitled to run și toată lumea ar trebui să fie safe. Ați făcut vreodată vreo cursă cu nevăzători? Mi s foarte interesant. Că uh. sunt, cel puțin la nivel de București, sunt peste 5.000 de nevăzători care cumva sunt captivi în casă pentru că statul român nu face nimic pentru ei. S-a întâmplat și au venit mai mulți oameni care nu văd și din comunitate au fost ghizi pentru ei exact. în timpul alergărilor de marți sau la diverse maratoane. Dar sunt destul de puțini care au curajul să-și alerge. Dar am făcut la un moment dat un proiect foarte interesant. Am tradus running-ul în limbajul semnelor. Cum se face asta? Practic, am tradus definiții din running prin videouri în limbajul semnelor. Am Interesant. accesibilizat running-ul pentru uh, surți cu ajutorul unui băiat din comunitate care este surd și care a tradus practic pentru toată comunitatea, am accesibilizat trainingul pentru oamenii asta cu deficiențe. Mi se pare de extrem de important, adică cumva cred că noi în zona asta de ONG-uri avem această responsabilitate de a. Noi vorbim despre mediu, sustenabilitatea, uh -huh. dar sustenabilitatea este un, o abordare 360 de grade, exact. nu poți să o ai pur și simplu în zona asta, dar mă duc către mediu, acum și despre de rog. importanța vorbeam de obezitate, dar vorbim acum am o special un sportiv în general are nevoie de uh, o, o anumită mod sănătos de alimentație care vine și evident și din perspectiva poluării mediului, poluării solului agricultură sustenabilă sau non-sustenabilă cât de important este asta pentru un sportiv și cum simțiți aceste schimbări ale climei din perspectiva alergătorului în primul rând, noi le zicem întotdeauna oamenilor că lucrurile cele mai mici și care credem că le face de fapt toată lumea sunt extraordinar de importante. De la a-ți cumpăra apă în fiecare zi la pet, ceea ce nu e neapărat un lucru rău, că suntem obligați să facem chestia asta. Dar, de exemplu, marțea în parc, țășnitoare, vezi de la țășnitori, nu mai folosiți peturi folosiți recipiente reutilizabile la fiecare alergare. Folosiți, vă luați o sticlă de un flasc de alergare pe care îl folosești la este feedback-ul? anche spunem, socar. Că e mult mai greu. Nu, neapărat, decât nu, la... nu. Oamenii sunt foarte... Oamenii care sunt în zona de running, mi se pare că sunt atât de open-minded și se pot face atât de multe lucruri din punct de vedere social cu ei, încât cred că deja devine un trend ca ar să fie niște trend în zona de sustenabilitate. Pe și ar să trebui să fie, nu? Adică ar trebui, pentru că vorbeam de nutrienți, macronutrienți, proteine sau fibre, ne uităm la toate datele și statisticile, vedem foarte clar că acolo unde avem o poluare foarte mare, mai multe emisii de CO2, valoarea nutrienților scade. Da? Dacă la un kilogram de orez aș avea nu știu vitamina D, să zic că. Uh -huh. X, ca factor, momentul când pe aceeași, în aceeași pungă de a fost într-o zonă mai poluată, scade valoarea nutritivă a acestui, acestui mineral extrem de important, aceste vitamine importante. Asta înseamnă, teoretic, că ar trebui să luăm or fie mai multe suplimente, sau să mâncăm mai mult. Da, aici mi se pare că România, la nivel macro, atât în zona de nutriție cât și de sport, suntem foarte, foarte departe de ce se întâmplă în vest începem și creștem fantastic în, în zonele acestea pentru că n noi n-am crescut cu educația asta. Noi, ca generație, noi n-am avut acces la informații nutriționale, n-am avut acces la know-how pe care tinerii din ziua de astăzi îl pot găsi oh, online, la un search oricând. pe Google. Uh -huh. Pentru noi nutrienții erau arborele lumii, cred, și uh, diverse reviste sau cărți pe care, să fim serioși, nu le deschideai în fiecare zi și inclusiv sportul. Pentru noi, ca generație, a fost o chestie pe care o făceam cam obligați în școală. Scoteau un careu. Exact. Ne ca dăm seama că de bătrân și, suntem. Și ne făceam scutiri nu pentru că nu puteam să facem sport, ci pentru că era și neplăcut câteodată. Și erau neplăcute și inutile anumite exerciții. Dar acum este o generație care are acces fabulos la tot ce înseamnă. Că ai informația. Exact. Când stai pe canapea și îți faci unghiile sau mănânci o pungă de chipsuri și nu faci nimic cu această informație sau nu te inspiră, cum îi determin pe ei? Că cel care face sport deja, ok, doar să-l duci mai sus în performanță sau în, în ce are nevoie, dar altfel? Eu cred că cel mai important lucru pe care îl putem face noi este să-i facem pe oameni să-și pună întrebări. Să-și mm -hmm. dorească să descopere cât mai multe lucruri. Să-și dorească să afle cum poți să faci sport în mod sustenabil. Ce înseamnă constanța și cât de importantă e constanța, constanța în sport. Cât de important e și în nutriție, de fapt, să nu faci hei rupuri. Că nu zice nimeni să nu mănânci... Nu știu, ți-e poftă de un burger, ți-e poftă de niște junk food from time to time. E ok să mănânci niște junk food o dată pe lună sau de două ori pe lună. Este o carte, care da. că se numește Ultra, scuză că ne rup, ultra maratonist sau ceva de genul ăsta care, în fine, e o poveste inspirațională despre ultra maratoniști. Și la final sau începe, început, nu mai țin minte, cartea cu ce a putut să mănânce în decursul ultramaratonului acela legător. Nu știu, câte pizza, câte burger, adică era din alea, adică mă gândeam, nu știu, cred că avea vreo 26 de de calorii pe care a avut intake, pentru că avea și uh -huh. consumul respectiv. Sigur că după aia omul era foarte slab și n am nicio treabă, dar era șocant de nevoia noastră de consum în diverse momente ale efortului fizic, da. Ca să definim ce înseamnă consumul și eu am făcut curse de 100 de kilometri pe munte, zeci de ore petrecute acolo. E razna cât de mult trebuie să mănânci. Pentru că consumul de ce atât aș de alerga 100 de kilometri? toți avem probleme în viață. Uh, nu știu, ne place. Nu știu. Mie, eu îmi place să-mi testez limitele câteodată. Sigur, nu fac asta în mod constant. Nu alerg 100 de kilometri o dată la două luni. Că e, mi se pare că e mult prea mult. Dar, de exemplu, îmi place să mă mai duc din când în când, poate o dată pe an, să-mi fac un ultramaraton la munte okay. în care să mă doară și în care să mă ia și stomacul și să mă doară și spatele și picioarele și mintea. De ce? E să vezi că, că poți să treci de aceste baiere? Nu, că și am trecut -am. deja de ele, le-am făcut. Am făcut și ultramaraton, am făcut și mare. am făcut, nu știu, o sute de maratoane am alergat. Și atunci? E bine să, să, să nu uiți niciodată cât de grea e viața. Și mi se pare că un maraton sau un ultramaraton Dar este... de ce trebuie să știi cât de grea e viața? Că ea e săraca de ea, este oricum grea de foarte mult. Păi tocmai de aia și că te, ai antre... nevoie, te antrenează? Da, absolut. Ești mai rezilient odată ce ai făcut toate aceste sport și eforturi? Absolut. Și mai empatic cu cei din jur. Pentru că îți dai seama prin cât, cât de greu le este oamenilor. Și mie mi se pare că noi suntem destul de puțin empatici cu ceea ce simt cei din jurul nostru. Și cred că running-ul este o metodă foarte bună de a te conecta din punct de vedere emoțional cu cei din jur. Să-i înțelegi mai mult, să-ți dai seama că și. Și cum îi înțelegi pe cei care nu fac absolut nimic și doar se lamentează? Îi înțelegi și pe aceea? Da, sau? cred că e, e greu să fii în postura aia. Și am fost și eu în postura aia. E foarte greu să. pentru că te lamentezi și nu faci nimic, dar tu de fapt e posibil să fii destul de nefericit. Și e foarte, e foarte greu să te apuci de ceva pentru că lumea te judecă extrem de mult din exterior. Eu, când aveam 110 kg și mi-abia mă închideam blugii și m-am dus prima oară la sală, literalmente m-am simțit ultimul om, pentru că lumea se uită ciudat la tine. Și tu ai senzația you, că se uită lumea no, ciudat. you don't belong there. Trăim într-o lume, o lume în care aparențele sunt foarte importante și în România este colosală Extrem. importanța aparențelor. Sunt oameni care, dacă nu-și parchează mașina în fața locului în care se întâlnesc cu cineva... Suferă. Degeaba și-au luat mașină, că puteau să vină cu metrou, că oricum nu observă nimeni mașina lor și vorbesc și de haine și de telefoane și de high life-ul pe care unii oameni, de fapt nu high life, această nevoie de a confirma prin aparențe și sportul mi se pare că este o metodă fantastică de a-ți demonstra una dintre cele mai importante calități, ambiția. Că nu poți niciodată să judeci ambiția cuiva. Când vezi un om, eu cel puțin am cel mai mare respect, când văd că aleargă cineva și are 150 de kg și și ies, nu face niciodată performanță. Cum de fapt îmi dau seama că sunt și eu, care nu o să fac niciodată o performanță și mă chinui să mă țin de treaba asta, că nu e ușor să alerg sau să faci ceva în mod constant. Motiv mm. pentru care am cea mai mare admirație pentru oamenii care se țin de treabă. Dar, majoritatea din exterior, zic ce caută grasul ăla la sport? Sau uite-te cum îi stau pantalonii că nu spuneam că totuși sportivii sunt mai tari, dar trebuie să fie mai empatici. De deci ce nu sunt atunci? Pentru că trăim într-o lume a parențelor. E. Și pentru că oamenii judecă după primul impuls. Ulterior, mult se deschid și zic... Eu am făcut 3 2 sport dintr un sport dintr-un singur motiv. I was the eram băiatul gras care s-a apucat de sport și m-am simțit rejectat sau privit foarte ciudat sau judecat pentru că făceam asta. Și am zis, vreau să fac o comunitate de running în care fix oamenii care se simt judecați sau nu au încredere să se apuce de undeva să vină aici. Câți și... din ei sunt așa în comunitatea ta? Marea majoritate, cred. Marea majoritate sunt oameni care lucrează 10 ore pe zi și vin marțea la alergat și pentru ei și pentru mine și pentru mulți este highlight-ul săptămânii. Că vii acolo și ai în stânga și în dreapta 100-200 de oameni care literalmente te aplaudă pentru că te chinui. Și este un sentiment atât de plăcut într-o societate care judecă atât de mult ce se te judecă. Ești pe stradă și lumea te judecă pentru cum ești îmbrăcat, ești la muncă, te judecă lumea pentru cum ai formulat un mail că ai dat CC-ul ăla ciudată. De ce mai pus în CC? <laughs> da, chestii corporatiste care se întâmplă. Te duci la supermarket, te judecă cineva că hm, ți-ai luat trei pungi de chipsuri, dar de ce ți chipsuri și nu ți iei rucola? și lumea judecă. Și ce mi-am dorit în comunitatea asta este să vii exact așa cum ești tu și lumea să te aprecieze pentru ceea ce faci și nu pentru Unde ce lucrați ești? la nevoia asta de valori interne? Că până la urmă pe mine poate să mă las absolut orice ce gândește celălalt despre mine, atât cât eu sunt confortabilă cu mine și decizia mea aparține și știu de ce o fac. că adică, sincer, absolut. pe mine chiar absolut. nu mă interesează ce spune cineva despre coșul meu de cumpărături sau de modul în care alerg sau respectiv nu alerg, merg pe bicicletă, după cum se știe. da? Deci e cumva unde, cum reușești de fapt în comunitatea ta, că vorbești foarte mult de mental health în podcast și așa, cum reușești să aduci să zici nici măcar aia nu contează, vreau să fii tu bine cu tine și cu tu cu tine în echilibru. Și ce înseamnă asta pentru tine este atât de independent și de să ăsta cum e, subiectiv, pentru că adevărul meu nu are nicio legătură cu adevărul tău, de cum vedem lumea. E fix așa cum spui și tu și mi se pare normal ca adevărul fiecăruia să fie diferit. Ce vreau eu să creăm ca și comunitate, e acel sentiment în care... De apartenență. Să nu, a de apartenență și de a nu te simți judecat niciodată. Mă ajunge către mituri. Că mituri în alergător sunt foarte multe și gen la sportiv. Alergăm când e foarte cald sau când e foarte frig? Alergăm când avem timp, în primul rând. Deci sunt minus 20 de grade. E sănătos sau nesănătos? A, nesănătos nu e, nu e nimic nesănătos la a face sport. Dacă e poluat aerul? E poluat aerul în București? 24 de ore pe zi, 7 zile din 7. Deci ne uităm puțin iar la statisticile Organizației Mondiale a Sănătății și vedem că totuși beneficiile de sănătate asumate alergării sau sportului sunt mai mari decât Absolut. riscurile asociate poluării. Pentru că mie mi se pare foarte mult, nu spune, doamne, ce să alerg sau să merg cu bicea? N-am parc lângă mine, că trăim în această zonă urbană, cu cea mai mică spațiu verde pe cap de locuitor, fiind o capitală europeană, în fine, și decât să morc în mașină să merg 5 de minute până la sală sau până la următorul parc, dau -o, o tură de bloc. Dar vezi, doamne, este foarte poluat aerul, ceea ce e adevărat, din nefericire, sunt de infringime pe calitatea aerului, alerg sau nu alerg. Eu zic că da. Dă da, voie să-ți dau un exemplu. Iarna sau în sezonul în care se face întuneric la alergat, vara e lumină. De la începutul da. până la finalul alergării, că ai lumină până la 9 seara. Dar în restul anului folosim frontale în parc, lanterne frontale. Se pun aici grazi da, pentru că nu iluminăm lumină în parc, dar în fine. Fă-ți ce ai. nu este lumină în parc. Ai, asta, asta e, fă-ți rai din ce ai. De ce să ne oprim din alergat dacă nu-i lumină? Ne facem noi lumină, trebuie să găsim soluții. Dar, în momentul în care pornești lanterna frontală, când e întuneric, în spectrul tău vizual aici în față, se vede atât de mult praf, da. încât te îngrozește cât de mult praf e în parc. Și îți dai seama, de fapt, cât de mult praf e în afara parcului. Ideea e că noi trăim aici. Și e mai bine să faci niște sport decât să nu faci deloc sport. Avantajele sunt mult mai mari decât dezavantajele. Dar sunt, cu siguranță, o mulțime de dezavantaje în a locui într-un oraș care este profund poluat. Și asta e realitatea. Dar ne facem rai din ce avem. Da, să te mi-am mai aminte despre o discuție care am avut-o cu un fost președinte de Comisia Sănătății din Senatul României, care mi-a explicat pe o, o, discuție pe calitatea aerului în București și eram cu reprezentanța ei, o de sănătății, mi-a zis că, doamna Fischer, dacă nu vă place calitatea aerului în București, nu vă place nimeni să vă mutați. pentru care am ridicat din ședință și am spus că nu avem ce să discutăm în contextul acesta, că cumva problema se pună greșit. Ce poate să facă alergătorii pentru un oraș mai sustenabil? simplu fapt că unii oameni aleg de trei ori pe an să aleg să alerge în loc să ia mijlocul de transport în comun sau mașina, că se mai întâmplă și asta. Ai de rezolvat ceva, de luat niște hârtii. Ești în pauza de muncă, alergătorii întotdeauna au un rând de echipament de alergare la ei. Că îl lasă pe la birou, că îl Doar lasă Doar așa, mașină. pentru pentru spectatorii noștri și el avea vreo trei proiecte de în mașină acum. Cu care ai venit. Da. Problema e că sunt vreo șapte sau opt, dar <laughs> mă rog, <laughs> da, eu sunt obsedat. Uh, nu știi niciodată cu ce te lovești, am și de alergare montană, și de oraș, și de... Că poate pleci multe, spre munte am, imediat acum. Exact, dacă acum ajung a la dat, munte. Ajungi, sau nu. așa. Să... E foarte bine, omul trebuie să fie pregătit. Fix. Așa. Uh, cred că simplu fapt că la un moment dat se iau niște decizii de a alerga versus a folosi mașina și scurtează, eu scad numărul de mașini de pe șosea, mi se pare fantastic. Dar mi se pare că oamenii în momentul în care aleargă Aleg mulți dintre ei să se deplaseze cu mijlocul de transport în comun până la locul în care se aleargă. De exemplu, când e un maraton în oraș, traficul devine destul de blocat și restricționat. Mulți dintre oamenii care aleargă la un maraton se duc cu mijlocul de transport în comun sau fac o plimbare până la start, ceea ce în ziua respectivă scade masiv traficul în oraș. Da asta nu, pentru că acum încep și duc în altă parte discuția, către turismul sportiv. Uh -huh. Maraton. Am plecat până în Budapest să alerg 42 de kilometri. Am făcut vreo 900 de kilometri cu mașina, avionul, că pe jos sigur n-ai ajuns până acolo, ca să alerg și să-mi iau cameră de hotel, să consum acolo și așa mai departe. Vine cu un aport economic bun pentru oraș, dar vine și cu o poloare asumată călătoriei, care e balanța și putem să o facem. Încurajăm uh, acest, cum se spune, turism sportiv. Portiv. Suntem conștienți de el sau nu? Și putem să-l facem mai sustenabil? Eu cred că da. Dar dacă ne punem când trebuie și întrebarea corectă. E o întrebare foarte bună aici. Ar fi ciudat să vii la mine să nu spui și măcar o întrebare bună. Nu, nu, nu. E o întrebare foarte bună în sensul că are foarte multe nuanțe. Și, într-adevăr, tu... noi nu o să putem schimba turismul. Și nu o să putem schimba niciodată felul în care evoluează turismul. Faptul că ne bucurăm că un aeroport are sute de curse zilnic și anunțăm cu anunțăm la TV când un aeroport din România a mai adăugat încă un terminal, un terminal sau mai adăugat trei zboruri sau două conexiuni europene și astea sunt știri pozitive pentru România. Da, și pentru că de... înseamnă, pe de o parte putem să o înțelegem. Da. Pe Sigur. de altă parte, stau și mă gândesc că, ok, dintr-un avion, cât se duc în city break, cât se duc la muncă, cât ar putea să a, a, să fie meeting-ul de muncă pentru care se duc, să-l facă online. Cred. Cred că pandemia ne a ajutat foarte mult în zona aceasta. Dar și Totul se, se călătorește foarte mult și business-wise, da. se călătorește mult și fără motiv, se călătorește mult pentru un City Break care teoretic. -ai, doar este un motiv a Descoperi un nou oraș. A te distinge în familie, a te bucura de modalitatea asta și stilul ăsta de viață nu neapărat un lucru rău. Eu mă întorc la partea de, tu, de turism, turism sportiv, sportiv, care e asociată gena cu competiții, sau este că trebuie să alerg pe Himalaya, sau trebuie să fac nu știu ce cursă, ceea ce iar nu este neapărat rău. Cum putem să le facem din perspectiva ta mai sustenabile, atâtea să deplasări? Adică, dacă ne punem întrebările corecte, cred că am putea să găsim și soluții cred că e important ca oamenii să încerce să se ducă destul de mult la competiții locale, la care amprenta de CO2 e mai scăzută. E super ok să te duci la maratonul din orașul tău. Nu trebuie să te duci întotdeauna la maratoane din alte orașe. Pe de altă parte, cred că e important ca oamenii să-și călătorească, să-și atingă un vis. Sau poate să meargă cu trenul, poate să meargă cu mașina electrică, sau poate a... să meargă cu avionul, pe aceeași destinație. Absolut. Atunci, întrebarea este care sunt alternativele care le am și care este cea care face sens nu numai pentru mine, pentru că, până la urmă, sportivul e cel care beneficiază mm -hmm. cel mai rapid despre un, de un aer mai curat, de un sol mai fertil, cu nutrienți mai buni, și așa mai departe. Cu toții beneficie bineînțeles. Dar întrebarea, sau te uiți la concerte, sau te uiți la maratoane, care este cantitatea de deșeuri care se colectează. Și cred că și aici ați făcut și voi o grămadă de inițiative deja în zona asta de colectare uh, și desigur po povestea deja în zona asta de alergare că îi să vină cu multi-way da, și, și, și competițiile fac o chestie extraordinară. De exemplu, acum la majoritatea competițiilor naționale și internaționale nu se mai dă o pahare. Nu se mai dau o pahare de unică folosință alergătorii fie primesc închid, kit, fie își cumpără pahare reutilizabile, pahare care se pliază și le strângem în pumn și au o dimensiune infinită. Alergi cu ele în mână. Alergi cu ele în mână sau într-o centură de alergare sau un celul de alergare și când vrei să bei apă, ți-ai pus în paharul reutilizabil, ai băut, paharul s-a făcut mic la loc și l-ai pus la loc. Și asta înseamnă de la probabil sute de mii de pahare la un maraton. Absolut. Înseamnă probabil 500 de pahare, că tot ai nevoie de niște pahare acolo, dar scade dramatic numărul de pahare lăsat în urmă sau tot felul de lucruri care încep să se implementeze la nivel internațional și care mi se pare că contribuie într-un mod pozitiv. De exemplu, te duci la un maraton internațional și sigur, poate te duci cu avionul, dar maratonul face un parteneriat cu Consiliul Local și îți oferă transport gratuit cu Public. mijloacele de transport în comun în weekendul respectiv, ca tu să nu te duci cu taxiul până la linia de start. Și asta mi se pare un lucru fantastic. Excelent. În momentul în care un maraton cu 50.000 de alergători și 2 milioane de suporteri, faptul că se încurajează folosirea uh, transportului alternativ în weekendul respectiv e un lucru fantastic. Pe de altă parte, nici nu putem să negăm că multe dintre orașele mari din lume au maratoane și competiții care sunt un boost uriaș pentru economia am, locală. și am și subliniat da. lucrul ăsta că vine Ce? cu zona economică. Mă duc către echipamentul de alergător. Pentru că și aici tehnologia a avansat extrem de mult, de la prima perche de Adidas sau de Nike, <cute> da? În care nu numai partea de ergonomie și de avea un, o, un, o alergare mai corectă și mai sănătoasă, dar ne uităm și la materialele pe care le folosesc acum producătorii internaționali în ceea ce înseamnă echipamente sportive. Poți să ne dai câteva exemple interesante? Mi se pare că e o paralelă foarte bună cu ce se întâmplă în fast fashion-ul clasic. Fast fashion, toate brandurile care produc mult și ieftin, cu niște costuri uriașe în spate, și umane și de business. Cred că și la alergat este foarte important să încercăm, chiar dacă suntem mai la început, să luăm echipament de calitate care trăiește foarte mult timp. Uh -huh. Un echipament de calitate este un echipament care nu se rupe, care nu se împute după trei antrenamente și știm și noi cât de important e că după ce spălăm echipamentul să simțim că e fresh. Era uh -huh. un echipament de slabă calitate, la un preț foarte scăzut, cu siguranță nu va avea o durată de viață foarte mare. Motiv pentru care trebuie să cumpărăm, să cumpărăm, să cumpărăm. Dar sunt echipamente care îți rezistă acum, tehnologii care literalmente le poți spăla. Poți spăla un tricou, un pantalon de 50 de ori, 100 de ori. Folosești un pantalon 5 ani de zile versus un pantalon pe care îl folosești 4 săptămâni și e altul din nou. De fapt, și costul la consumator este mai mic. Când pierde ceva scump și-l folosești de multe ori, decât ceva ieftin pe care tot timpul îl refreschești. Da, de moment... multă lumea zice, vreau un tricou verde, acum vreau unul galben, acum vreau unul roză. E o chestie Azi. de gust. Da, e o chestie La e de ce gust. mi se pare mai interesant este că în industria asta există foarte multe echipamente făcute din materie primă. Secundar, adică din sticle de pete reciclate sau alte cele, inclusiv Adidas s-au refăcut acum, au fost o grămadă de serii din plastic colectat din oceane, de exemplu. Da, mi se pare fantastic. Și mi se pare extraordinar de important să discutăm despre lucrurile astea, mai ales când vorbim de microplasticul din apă, care poluează atât oceanele, automat și peștele și toate vietățile maritime și inclusiv pe noi, pentru că am văzut deja în uh, o grămadă de analize, inclusiv în sângele nostru se găsește acest microplastic de la spălatul acestor echipamente care sunt sigur performante, se usucă rapid în timp ce faci sport, se în temperatura, adică vin la pachet cu o grămadă de beneficii pentru utilizator, dar vin cu, în același timp cu o dezbalansare a oportunităților sau beneficiilor pentru mediu. Și știu că aici producătorii fac o eforturi să combată și să minimizeze aceste rezultate negative, inclusiv de cum să spălăm corect echipamentele. Da, da, da. Și mi se pare extraordinar de important să fie un efort al întregii industrii, de la producători, la organizatori, la oameni care largă și care fac sport, pentru că este un, orice schimbare majoră în societate e un efort de echipă. Și sunt din ce în ce mai mulți producători care folosesc materiale reciclate în crearea de echipament nou, ceea ce mi se pare fantastic. Că e 10% din masa totală, că e 20%, că e 50%, important e că se întâmplă și că oamenii încep să discute despre asta. Dar, uneori, asta vine și cu niște costuri mai mari pe care consumatorii nu sunt dispuși să le plătească. Pentru că, poate, un pantof cu materiale reciclate, un pantof de running, e 800 de lei, versus unul care e complet de la zero și care are o imprintă de carbon mai mare, e 200 de lei. Și omul se uită la buzunar și zice 700 de lei, 800 de lei, versus 200 de lei. Pe de altă parte, îmi dau seama. Că oamenii devin din ce în ce mai atenți la ceea ce se întâmplă pentru că simțim cu adevărat pe pielea noastră schimbările climatice. Ce crezi asta? O simt. Eu știu sigur că acum 10 ani când alergam, vara nu, nu era groaznic. Nu simțeam că vreau să leșin pe stradă. Și acum se întâmplă asta. Simți cum se topește asfaltul în fiecare zi de vară. Bucureștiul nu se mai răcește pe timpul nopții. Spre deosebire de alte orașe, în care totuși îți vine o briză seara și o iei de la capă dimineața, Bucureștiul rămâne cald trei luni pe an. Atunci ce faci? Încurajezi pe să alerge în sala de spor pe bandă? Dacă stăm și ne gândim, de fapt, a alerga în sala de sport pe bandă, înseamnă mai mult aer condiționat, înseamnă nu știu ce să spun. Încurajez, uite, mi se pare că, deși a venit foarte târziu sistemul de reciclare pentru peturi și românii au nevoie de incentivări financiare. Până nu dai Aici 50... Zi. am eu o boală. Da, știu, dar nu sunt de acord. Nici eu nu sunt de acord. Pe de altă parte, îmi dau seama că eu încercam și am reciclat peturile, le duceam la clopotele de pet de, de pe colectare, stradă. da. La un moment dat era un serviciu, strângeam, umblam tot balconul de peturi și era un serviciu, o mașină care venea acasă și îți lua peturile de acasă și nu facem făceam pentru bani, o făceam pentru că îmi dădeam seama că e important să facem asta și pentru că îmi doresc ca lucrurile care se pot recicla și refolosi să se refolosească. Și mă doare sufletul când văd râuri din România pline de peturi și de gunoaie și extrapolezi de la un râu la 20, la 50, la 100. Din moment ce o firmă internațională poate să facă o întreagă serie de echipamente sportive din plastic reciclat din oceane, ne dăm seama de cantitățile care ne purgează plasticul la reciclat e 2% din tot ce s-ar putea puțin, recicla. Chiar adică puțin. ne dăm seama că de fapt dacă a reușit cineva să le strângă, dar efortul de a le strânge adică mărim, dăm întotdeauna zoom out, zoom out, zoom out, două tone de deșeuri în râu ăsta din România, în ăsta, în ăsta, în ăsta, în ăsta, în ăsta 10.000 de tone de deșeuri în România, câte țări sunt pe planetă, câte râuri sunt pe planetă și ne dăm seama că este uriaș ce se întâmplă. Este teribil. Cât de mult plastic este în apă, de exemplu. Și acum, apare în România 50 de bani, sticla. Și Doamne, cum toată lumea reciclează. Nici nu-mi dau seama dacă procesul e perfect, pentru că. De Aici te mai, duci avem, acolo, mai avem și de procesul și nu am avut da. niște podcasturi pe sistemul da, de se garanție returnare, se întâmplă. se întâmplă. Era normal să se întâmple. Din nefericire românul înțelege cu amenda sau cu recompensa. Bunul simț și responsabilitatea dar cred că lipsesc, uh, poate nu chiar cu desăvârșire, pentru că nu putem generaliza, dar cred că putem să avem mult mai multă inițiativă proprie și personală. Că spui tu, hai să vizualizăm. putem să vizualizăm și ce facem, așteptăm ca să facă tot timpul altcineva ceva. Absolut. Ce mi se pare... Ce... Mi se pare un dureros în România este că spațiul public este privit ca spațiul altcuiva. Când, de fapt, spațiul public este spațiul nostru al tuturor. În momentul în care tu arunci gunoi pe stradă, arunci gunoi și pe strada mea. Că și eu sunt acolo, e și strada mea. Și ai lui... vreodată să ridici chiștocul? Oh, absolut, de foarte multe ori. Chiar am avut, am avut la un moment dat... Uh, nici nu știu dacă e bine să spun asta, dar o să o spun. Am o problemă cu oamenii care fac lucruri complet deplasate în spațiu public. De la a parca pe trotuar și a bloca complet trotuarul și a obliga oameni să meargă pe carosabil. Ceea ce duce la niște riscuri și sigur duce la tragedii. Unul dintr-o mie de oameni care trebuie să meargă pe stradă vor fi loviți de mașină din cauza asta. Oameni care aruncă gunoi pe stradă. Oameni care. Și ce uh... faci? Te deranjează comportamentul necivilizat și. Salut! Salut! Te rog să faci asta! Sunt și încă la vârsta la care îmi permit să spun asta. Hai că poți să fugi repede cu alte cuvinte. Nu ale. neapărat. Uite, îți dau niște exemple uh, întâmplate relativ recent. În fața biroului, un domn cu un câine. Așa am ajuns la birou, câinele făcea treaba mare fix în fața porții de la birou. L-am văzut că era cu domnul. M-am oprit și l-am întrebat pe domnul. trebuie o pungă. Este câinele noastră, Nu vreți să strângeți? Nu e câinele meu era clar câinele lui. Nu era în lesă, era, dar în era nu, nu, era lesă, dar era câinele lui. Și îi zic, păi bine, haideți că vă dau o pungă. Păi nu vreau. Zic, haideți că strâng eu și vă dau. Am parcat mașina la birou, am ieșit din birou, am strâns așa și m-am dus să-i dau. Păi și ce să fac cu el? Zic, păi atunci vin cum mă până acasă și ți-l pun în curte. Am făcut asta, în pungă. Am strâns eu cu punga mea, m-am dus la el și l-am pus în curte. Și crezi că data viitoare o să aibă punga la el? Și păi există exista singura? și o dată viitoare. Am și? ieșit de la birou cu două colege și câinele fix în fața Are în birou, ceva cu birou vostru, clar, câinele Locuiește asta. lângă. Locuiește lângă. Dar știi cum e, că în momentul în care stabilesc un loc, Acolo repetitiv. Da. Și în general nu e ok să se întâmple asta. Și dacă nu spunem asta, ne trezim că trăim într-o societate în care mergem zigzag pe stradă că sunt numai extrem sunt de acord cu tine cu lucrul ăsta. Și îi spune o colegă, nu-i mai spun eu. Vă rog frumos să strângeți. Omul se duce, vizibil supărat, ia un șervețel de pe jos sau un ziar sau ceva, că nu avea punga, Adică nu, -a, nu i-a schimbat cu nimic viața că eu am strâns atunci și am zis. Că este și asta. Corect. Și îi zice o colegă și zic, hai că poate de a unei femei, poate se, se duce ea rahatul căinelui. se întoarce către noi, relativ furios, și l aruncă pe jos în fața noastră, nu pe cred. tot asfaltul nu și cred. așa. Și zice, nu spuneți voi mie ce să fac, că eu oricum fac ce vreau și... Și eram, man, serios, chiar, adică te-a supărat atât de tare că ți-am spus să faci chestia asta care ar trebui să se întâmple acum. Lessons learned. Da, și am mai avut cu un, un, domn în fața blocului, mai în vârstă, tot așa cu câinele și i-am spus. Și a devenit agresiv. Un domn foarte în vârstă. Da, încă spui, pentru că are și, -am. și, și am, tot așa, am folosit, eu am câine și strâng întotdeauna. Și dacă n-am, mi s-a întâmplat de câteva ori să n-am, am văzut alți proprietari de câine și am cerut o pungă și mi am primit se o face. pungă. Face. Că așa se face, că se joacă și copii, trec și copii, trec și oameni, nu vrei să te dai jos din mașină să fie. Și se întâmplă asta foarte des în România și doar un exemplu. Și domnul a devenit foarte agresiv, dar foarte agresiv. Eu l-am strâns și am zis, vi-l dau, păi ce să fac eu cu asta? Zic, păi și noi ce să facem? Că l a lăsat pe stradă. Păi nu e al meu, zic. Am văzut că am văzut cum era cu cățelul aici? L-a chemat pe fisul să facă scandal. Fisul mi-a zis, dar de ce nu-ți vezi tu de pătrățica ta? Și zic, păi da, dar uite că în pătrățica mea s-a... Întâmplat asta. Asta. Vreți să se întâmple și în pătrățica dumneavoastră? Că facem și noi aici la scara blocului dumneavoastră. Păi cum adică să se întâmple aici? Zic, păi nu e același lucru. Și de deci, ce au învățat om, ei? Nimic. Literalmente nimic. Păi și atunci... oamenii... A... Îmi dau seama că mai bine încerc să le viți lucrul respectiv pe stradă, să mergi mai departe, pentru că sunt foarte greu de schimbat mentalitățile oamenilor. Dar care... trebuie schimbate, că până la urmă amezi. despre asta vorbim. Amen. Am, făcut reclama... păi da, am făcut reclamații la poliție de fiecare dată. așa se face. Foarte bine, n-a venit nimeni. A, eu am făcut uh, cu mașini parcate pe spațiu verde. Asta s-a întâmplat. Și uh, am primit și răspuns cu funcționare că a primit amendă pe Pentru respectivă. Am... Era cu copii în mașină și am rugat-o politicos să mute da. mașina pe spațiu verde și a râs de mine, evident. Adică suntem încă în zona în care suntem ridiculizați. Da. stăm că în no, zona no. în care suntem ridiculizați că facem și avem acest comportament cetățenesc. Normalitatea devine o nebunie. Sau invers, nebunia este la rang de normalitate, Divino, da. și atunci, cumva, ceea ce trebuie noi să facem și normalitatea este bunul simț și buna Absolut. creștere, dar și nu în invadarea spațiului celorlalți, indiferent în ce mod. Pentru că ne apropiem de finalul podcastului nostru aș vrea să-mi dai și mie trei sfaturi practice dacă vreau să mă apuc de sport într-un mod sustenabil, nu numai din punct de vedere al mediului, dar și din punct de vedere al sportului și cum să am ce de mine. Care sunt primele lucruri care ar trebui să le iau în considerare și de care să țin cont când vreau să mă apuc de asta și dă-ne și o încurajare de final de, de ce ar face? Cred că cel mai important lucru este să ne gândim exact ca la o relație interumană. Că e de prietenie, că e de iubire, că o relație interumană e foarte bine să se întâmple natural și plăcut. Să nu fie niciodată prea mult de vreo parte a relației. Cred că sportul, în măsura în care reușim să-l facem cât să nu ne distrugă corpul sau să devină ceva atât de obositor sau de neplăcut, mulți tindem să ne ducem în zona în care devine dureros sau hai să facem încă trei repetări cu greutate mare la piept, hai să mai alerg încă 7 kilometri când sunt distrus. Sunt, să spunem, ușor împotriva citatelor de când nu mai poți, sigur mai poți. Nu, e bine să-l păstrăm în zona de a ne simți bine cu sportul, de a ne face plăcere și a încerca să nu dezvoltăm o acreală cu sportul. Că, în momentul în care facem chestii intense, pe termen foarte scurt, uh -huh. impactul asupra organismului este atât de puternic, da? Mulți își doresc să slăbească, și se vede asta poate în prima fază, dar problema este că se și-a și repede. Nu poți să iubești ceva ce te doare cu adevărat în fiecare zi. Trebuie să ai și momente de honeymoon. E în fel de relație. dragoste cu sila. Da, și nu e bine să existe dragoste cu sila. Este bine să găsești ceva care te face cu adevărat fericit în Ok, sport. Practic, mă apuc de alergat mâine. Ce trebuie să fac? Ascultă scorpul și încearcă să te ții de alergat. Adică nu trebuie să îți propui neapărat, pentru unii oameni funcționează, să-și propună să se înscrie la o competiție și să obțină o medalie. Ceea ce e totally fine. Important este să nu se lase imediat după. Sau să nu tragă atât de tare pentru a obține ceva. Că de fapt constanța este cheia și este de departe cel mai greu lucru de obținut. Adică pentru mine e mult mai greu să alerg 7 zile pe săptămână, chiar și 3 km pe zi, decât să alerg odată 100 de km într-o săptămână. Este fundamental mai greu să faci Ce ceva zilnic. Nu poți nici una, nici alta, dar acum... Da un exemplu, nu știu, să alergi 3 km pe zi versus 3 ori 7, 21 de km duminică. Mi e mult mai greu să alerg 21 de km duminică în contextul în care luni, sâmbătă, n-am făcut nimic decât să alerg 3 km pe... De fapt, nu e invers. E mult mai ușor să alergi 21 de km într-un weekend decât 3 km în fiecare zi, pentru că trebuie să te responsabilizezi zilnic. Și lumea da, toți fugim de responsabilitate. Îmi place că ai spus-o cu responsabilizarea, pentru că asta pentru mine un, un bun cuvânt de ieșit, pentru că despre asta am vorbit de fapt și astăzi, despre responsabilizare proprie și despre responsabilitatea pe care o avem vis-a-vis -vis de comunitate, mediu și societatea în care trăim. Îți mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte interesantă și intrați în comunitatea 321. Pentru că, după cum ați auzit, chiar merită să măcar să încercați. Ne vedem, Marți, seara la 7 de, de la statuie, nu? 7 jumate la, la statuie. Șapte jumate. Puteți să așteptați și la șapte, mai na. devreme. Vă mulțumesc tare mult și ne vedem cu siguranță și în următoarele episoade. Mulțumesc și eu foarte mult și cred că e o discuție foarte importantă, sportul și sustenabilitatea, și cred că se pot schimba lucruri fantastice în România, și cred că ceea ce faceți voi ca demers schimbă generațiile actuale concret, dar mai ales generațiile viitoare care primesc o șansă fantastică. Felicitări ție și întregii echipe, mai ales ție și celor din spate, pe care deseori Mulți oamenii... din spate, Exact, da, pentru fără că acolo... Nu se poate, fără echip, de comunitate. Și, asta voiam să zic, comunitatea este cea care schimbă lucrurile și ceea ce faceți voi de atâția ani, când ne-am cunoscut noi, cred că Ivelo la început era... Da, 2009 era. 2009. Încă nu alergai maratoane. Cu siguranță. Și ce faceți voi și toți acești cum au ajuns bicicletele și proiectul vostru, 15, 20, aproape 16 17 Sunt ani? Sunt 15 ani de Green Revolution. De Green Revolution. Exact, și 15 ani de biciclete. În care atunci era ceva, wow, de a apărut la știri și acum a devenit o normalitate. Dar a fost de nevoie de 15 ani de acțiuni constante exact. ca bicicletele de închiriat să devină o normalitate în București. Ceea ce poate în alte țări e ceva ce de de aștepți să așa. găsești. Și aici niște oameni au muncit 15 ani ca să devină o normalitate și asta înseamnă cu adevărat o comunitate care schimbă uh, lumea cu adevărat în bine. Felicitări ție și mulțumesc tare mult pentru feedback, îl dau către colegii mei care ei știu care cât de mult muncesc și mulțumesc tuturor care, într-adevăr, peste 1,7 milioane de români au spus da bicicletelor noastre, așa că alergăm și pedalăm pentru că este mult mai bine. Mulțumesc frumos!